Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca viu, cred în Duhul Sfânt că este, cred cuvântul că e viu, cred că mai este iertare pentru tot ce am făcut rău, de aceea ale la tronul său. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Cred că Iisus a fost jertfă pe un lemn crucificat și în mormânt lângă Golgota trupul i-a fost îngropat. Cred că a înviat precum a zis și ni s-a înălțat, de aceea credință i-am jurat. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Amin. Ionuț, te rog să rămâi aici. Aș vrea să spun o rugăciune pentru tine. Haide să ne rugăm, haide să plecăm capetele. Doamne, mă rog din toată inima să faci ca această declarație prin cântarea lui Ionuț să fie realitate. Doamne, chiar dacă acum el nu înțelege pe deplin poate tot ceea ce a cântat, aș vrea ca la vremea potrivită, prin lucrarea Duhului Sfânt, să aduce acel moment al cercetării în viața lui, când el să afirme că nu e rușine să lasă în spate lumea și păcatul și să-ți urmeze ție. Mulțumim pentru el, mulțumim că îl vedem în biserică, mulțumim pentru toți copiii de la Casa Speranței, ne rugăm pentru ei și ne rugăm ca tu să biruiești în viața fiecăruia dintre ei. Biruiește trecutul lor, biruiește mediul de proveniență, biruiește genetica lor, biruiește absolut orice lucru pe care poate cel rău l-a pus în viața lor și caută să-i împiedice să te cunoască pe tine. Doamne, fă din fiecare dintre ei copii ai tăi. În mod special ne rugăm pentru Ionuț să binecuvinteze adolescența lui și să-l ajuți, Doamne, să crească frumos în casa ta, slujindu-te pe tine cu darurile care le-ai pus în el. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Prin dragostea și harul Său nădăjduie și când mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. O,
cărire în infinit, e viața mea întreagă. Dar pentru mine s-a jertfit, Iisus din cer m-a mântuit, și o viață fără de sfârșit de veșnicii mă leagă. Țărână trecătoare sunt, dar cred în nemurire, căci Duhul celui veșnic sfânt îmi dă putere și avânt să pot pleca de pe pământ dincolo-n strălucire. Sunt călător spre țara mea, cu Domnul am izbândă. Mie călăuză dreapta sa, o, Doamne, Tu nu vei lăsa, nici când să cadă în lupta grea, ființa mea plăpândă. În glas de ciocârli duios și-n vuietul de ape, în flori și-n tot ce-i mai frumos, în cei răscumpărați de jos, iubirea sfântă a lui Hristos o simt tot mai aproape. Eu am aflat în Creator și pace și menirea. Stăpâna lumii ziditor, Tu mi-ai dat lacrima de dor, să Te iubesc, să mă-nfior și să-Ți aștept venirea. Stăpâna lumii ziditor, Tu mi-ai dat lacrima de dor, să Te iubesc, să mă-nfior și să-Ți aștept venirea. Amin. Așa. Haideți să ne ridicăm din nou la rugăciune. Ne-am pocăit în prima repriză că m-ați ascultat. Ați înălțat numele Domnului că nu m-ați ascultat. Haideți acum să ne concentrăm în cuvinte puține, la aici și la peciu. Bine? Rugăm pentru asta. Nu trebuie să fie o frază lungă. Lăsați-l la o propoziție de subiect și predicat, că numai atâta și legați-l. Bine? Haideți să încercăm. Ne unim pentru aici. Și dacă sunt nume, pentru adunarea noastră, haideți să încercăm. Să... E mai greu așa, cred. Dar dacă puteți și vreți, mulțumesc. Ne rugăm pentru Emanuel. Haideți să vă spun numele, că nu-i, să știți că vrem să cheltuim și să ne investim în asta, dar fără sprijinul dumneavoastră, fără ajutorul oricăruia dintre cei ce sunt la Emanuel. În prima seară va fi fratele Ciortuz Teofil, apoi în ordine aceasta Nicola David, Daniel Cocar, Sami Tuțac, Balac Nelu, Duma Vasile și sâmbătă este liberă și apoi duminică fratele Beni Costea. Am chemat buni predicatori. Pregătim și partea de muzică să fie bine. O oră și jumătate. Am vrea să fie mobilizată adunarea. Haideți să ne rugăm pentru cei care n-au venit poate o dată de 10 ani. Trebuie să venim în fiecare seară. Măcar noi, cei de la Emanuel. Și prietenii noștri. Le spunem lor. Astea sunt problemele acum care ne frământă. Asta e ce trebuie să ne doară. Pentru asta stăm în post și rugăciune. Și nu uitați. Și mâine, și sâmbătă, și duminică, fraților, în numele Domnului Iisus vă rugăm, în numele Lui, de dragul Lui, nu de nicio ambiție, nicio ambiție a reușitei sau insuccesului, vă rog, de dragul Lui. Hai să ne rugăm. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Doamne, sprijinește-o, te rugăm. Mulțumim pentru ei. Amin. Amin, răsplătește efortul. Amin. 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 Mulțumim că ne le dai. Doamne, lucrează. Amin. 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 Doamne, ajută-mă. Doamne, ajută. Amin. Amin. Tatăl care ești în cer, vin și eu să-ți mulțumesc pentru toți acești bărbați care i-ai pus în slujba ta. Doamne, binecuvintează-i. Amin. Ferește-i de tot ce este rău. Amin. Sfințește viețile lor. Amin. Pune cuvântul tău pe buzele lor. Amin. Și Doamne, pe noi, ajută-ne să ne facem și noi partea în lucrare, invitând aici suflete care vor să te cunoască. Amin. 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 În numele Domnului Iisus, prin care avem răscumpărarea și iertarea păcatelor, venim și te rugăm, Tată din Ceruri, ca Tu să binecuvintezi lucrarea care va avea loc la vecerul nostru. Amin. Să dai, Doamne, cuvântare tuturor acelor care vor păși ca preagul casei tale. Amin. Să rugăm să umbli de putere pe desitorul cuvântului tău. Amin. 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 Amin, Doamne. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne. Ascultă, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm frumos, Doamne. Amin. Și nu arunci pe nimeni.
mulțumim. Asculți rugăciunile și dai binecuvântare. Aleluia. În mod deosebit, Doamne, îți mulțumesc pentru că ai ascultat rugăciunea bisericii, a noastră pentru fetița Ioana Patricia. L-ai îngăduit să se întoarcă în mijlocul familiei. Doamne, vii slăvit. Amin, Doamne. Amin. Nu pentru mândria noastră, ci pentru slava și gloria. Amin. Așteptăm să lucrezi în nădejdea că la vremea potrivită sămânța colțește după cuvântul tău. Amin. Fii slăvit. Slavă ție, Doamne. Te rugăm în zilele acestea, când trebuie să dăm invitație la prietenii și cunoscuții noștri, să ne dai curaj. Să ne dai cuvinte potrivite, să ne dai puterea să trecem peste orice prejudecată. Sunt bărbați și femei pentru care ne-am rugat de atâta vreme și n-au ascultat. Mai încercăm o dată în numele Fiului Tău. De aceea, dă-ne puterea să facem lucrul ăsta. Mă rog pentru fiecare din cei prezenți, pentru cei ce nu sunt cu noi, pentru cei ce duminică vor lua invitații. Doamne, mă rog să-i sprijinești în lucrarea asta grea. Apoi ajută adunarea să rămână în timp de post și de rugăciune și de stăruință. În numele Fiului Tău, înaintea puterii Tale, cerem să Te înduri de noi și să lași binecuvântarea Ta. Ne unim și strigăm și stăruim peste localitatea Peciu în care s-a investit, în care investim. Doamne, dă-ne timp bun și mâine seară, predicarea de acolo, cântarea. Sâmbătă același lucru cerem și duminică fă o zi de excepție și de dimineață și după masă la botez. Doamne, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, să fii cu noi. Sfințește slujirea și predicarea, prezența noastră însă vrem să fie pricină de slăvirea numelui Tău și noi toți de acolo îți înălțăm numele și Te glorificăm. Și același lucru cerem pentru lucrarea de la Emanuel. Doamne, sfințește poporul de aici și ajută-ne să intrăm cu curaj în această săptămână și în această lucrare, convinși fiind că Tu ești Dumnezeul care poți să faci lucruri mari, de aceea în mâna Ta ne încredințăm și noi și lucrarea și vrem să se întâmple lucrări mari. Doamne, toate astea pentru slava numelui Tău, în numele Fiului Tău, acelui care are preț, venim și îndrăznim înaintea Ta, să se facă voia Ta cum în cer, așa și pe pământ. Pentru că suntem copiii Tăi, ne unim acum și împreună spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile, ascultăm o cântare, fratele Alex, după cântarea lor, cântarea corului și fratele Radu și fratele Gabi, rog toți coriștii din sală să facă bine și să vină pe platforma corului, să putem cânta cu ei în mod organizat. Vă mulțumim, numele Domnului Iisus să fie lăudat în veci. Amin. Doamne, astăzi vin în fața Ta să mă închin, ca să fiu umplut de har divin. În prezența Ta
aș vrea mai mult să îmi cunosc slăbiciunile și să cresc în iubirea ta. Chiamă-mă și voi veni la tine când sunt slab. Te rog tu să mă sprijinești, ca vulturul spre cer mă voi înălța și veșnic voi trăi, mereu voi locui în iubirea ta. Doamne, vreau să fiu în stare să înțeleg cum ești și care-i calea ta ca să merg pe ea. Și din pacea ta în suflet să-mi reveri și un strop ca cei din jur să bea și să stea în iubirea ta. Chiamă-mă și voi veni la tine când sunt slab. Te rog tu să mă sprijinești, ca vulturul spre cer mă voi înălța și veșnic voi trăi, mereu voi locui în iubirea ta. Chiamă-mă și voi veni la tine când sunt slab. Te rog tu să mă sprijinești, ca cer mă voi înălța și veșnic voi trăi, mereu voi locui în iubirea ta. Și veșnic voi trăi, mereu voi locui în iubirea
mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze, cel mai apropiat serviciu în casa lui Dumnezeu, duminică dimineața, până atunci, sâmbătă dimineața la ora 10, nu uitați timpul de rugăciune, rugăciune cu frații și surorile care pot, în sala mică, cu fratele Nicu, și duminică dimineața de la 9 la 10 este un timp de rugăciune tot special și acolo vă invităm, care puteți și vreți. Și vă spunem că invitațiile le avem pentru duminică, cu voia Domnului. Duminică vrem să vă dăm într-un plic și invitația și încă o cărticică sau două. Și vă rog așa în mod responsabil să dați invitația la oamenii pentru care vă rugați, care ați vrea să fie atunci. Rugați-vă până duminică pentru ei, ca Domnul să le deschidă inima și să primească mesajul. Mâine seară, sâmbătă și duminică, mi-ar place să mergem de aici cel puțin cu mașinile pline, cei care călătorim la Peciu. Dacă îmi spuneți în seara asta, vin după voi acasă, dacă nu, dați-ne telefon și mâine, vă hotărâți, prin telefon vă putem ajuta ca să călătorim împreună. Slujba la Peciu este ora 6 în Peciu, deci plecăm la 5 și sâmbătă seara tot așa, apoi duminică este la ora 5, înseamnă că trebuie să plecăm la 4. Astea sunt lucrurile care credem că trebuia să le spunem de astă seară și duminică venim cu chestiuni de detaliu, unde anunțurile noastre și de dimineață și după masă. Am invitat pentru duminică seară pe fratele Cristi Florea, cunoscut că a fost preot, că s-a întors la Domnul, e cred că la cea de-a treia slujire în adunarea noastră. Ați văzut și în ultima lui predicare, n-a mai fost doar mărturia, că la Rusca, Montană sau de unde a venit el, m-am întors la Domnul pentru că un diacon acolo, baptist, a venit la mine, numai. Deci, cred că dânsul este omul lui Dumnezeu și e conștient că trebuie să predice cuvântul și ultima dată a avut o prezentare bună a lucrării sale, a lucrării printre preoți și credem că Domnul folosește, de dimineață este la Dudești, după masă cu noi vine la Peciu, termină acolo predicarea, vine la adunarea de aici, noi rămânem să continuăm acolo, este ceea ce ne-a propus pentru duminică, cu ajutorul lui Dumnezeu vă rugăm să vă rugați pentru noi. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne închinăm cu darurile de bunăvoie, ne ridicăm și ne unim în cântare în timpul ăsta. Avem o cântare frumoasă care spune: pe pământ și sus în ceruri nu e nume mai frumos, nici mai plin de strălucire cum e numele Hristos. Nume sfânt și duios, nume plin de har nespus, nume ales și frumos, nume drag, Iisus Hristos. Amin. Yeah.
așa de drag acest nume? De ce este așa de sfânt și de duios? De ce este numele acesta plin de har nespus? Răspunsul la aceste întrebări le dă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta în Cartea Evrei, capitolul 1. Deschideți împreună cu mine Scriptura la Cartea Evrei, capitolul 1 și vom citi de la versetul 1 până la versetul 14, citim întreg capitolul. După citirea capitolului, ascultăm cântarea corului în pregătire pentru explicarea cuvântului lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Deci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când aduce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitor ai lui. Pe când fiul i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeul, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprienirea și ai urât nelegiuirea. Deci eu ia Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi aștenuta picioarelor mele, tale? Nu sunt oare toți duri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Acesta este cuvântul Domnului. Vă rog să ocupați locurile și ne bucurăm să ascultăm cântarea corului.
El este Domnul și El nu împarte slava cu nimeni. A Lui să fie glorie și acum și în vecii vecilor. Mulțumim coriștilor, mulțumim lui Gabi și lui Radu pentru că ne-ați ajutat în această seară să ne închinăm, să aducem cinste Fiului și rugăciunea mea este ca și în momentele următoare, ascultând Scripturile, ascultând cuvântul explicat, să ne putem închina Fiului. Fiți binecuvântați și bineveniți cei care ați ales să vă închinați împreună cu noi. Vă spun și eu un călduros bun venit în seara aceasta. Mă bucur de faptul că n-ați fost speriați de introducerea la Cartea Evrei de joia trecută. Oarecum după m-am gândit și m-am pregătit cum să fie, dar au fost anumite lucruri pe care nu le-am planificat să le spun. Și la terminare mă gândeam, wow, sper din toată inima ca să nu fi speriat pe cineva așa, din start să intru în hrană tare. Lucrurile trebuie luate așa, din aproape în aproape, dar mă bucur că cel puțin voi care sunteți în seara asta n-ați fost speriați. Mă rog să nu fiți speriați nici în seara asta și să veniți și joia viitoare și să veniți și în ocaziile următoare și Dumnezeu să ne dăruiască pasiune mai mare pentru cuvântul Său. Amin. În anii 60 și 70 ai secolului trecut, în acele două decade foarte tulburate și turbulente, mai ales în lumea occidentală, când aveau loc revoluțiile studențești în campusurile universitare, când aveau loc experimentele cu droguri, marihuana, heroină, LSD sau revoluția hipioților și forme noi de expresie muzicală, rock and roll, Elvis și așa mai departe, Beatles și în perioada aceea foarte, foarte tulburată, un pastor presbiterian american a părăsit America și a venit în Europa, pe continentul nostru, în Elveția mai precis și în Alpii elvețieni, avea să deschidă un adăpost pentru acești tineri dezorientați, fără direcție, amăgiți de filozofiile nihiliste din vremea aceea și care căutau ceva. Numele acestui om a fost Francis Schaeffer și împreună cu soția lui Edith au deschis părtășia La Brie, în Alpii elvețieni, un loc nu numai de pelerinaj, nu numai de adăpost, dar mai ales de instruire și echipare în credința creștină. Acolo zeci, sute de studenți din Europa, din America, au găsit în Iisus Hristos, au găsit în credința creștină răspunsul la întrebările lor. Una din afirmațiile fundamentale pe care Francis Schaeffer a făcut-o în vremea aceea a fost o afirmație simplă la prima vedere, dar fundamentală pentru tot ce înseamnă creștinism. El spunea, și îmi place să citez, Dumnezeu există și nu tace. Dumnezeu există și nu tace. Sunt de fapt două afirmații, o afirmație despre existența lui Dumnezeu, dar a doua afirmație este o afirmație despre faptul că acest Dumnezeu care există e un Dumnezeu care s-a revelat, s-a descoperit pe sine oamenilor. A dat la o parte vălul care acoperea persoana lui și s-a făcut de cunoscut oamenilor. Dumnezeul credinței creștine este un Dumnezeu care s-a descoperit, e adevărat, nu în totalitate, pentru că încă sunt lucruri despre Dumnezeu, despre planurile Lui, despre căile Lui, pe care nu le cunoaștem. Deuteronom 29:29. Dar lucrurile de care avem nevoie pentru a-L putea cunoaște pe acest Dumnezeu, Dumnezeu ni l-a descoperit, slăvit să fie Dumnezeu. Știți de ce suntem în seara aceasta aici? Pentru că Dumnezeu există și nu tace. Știți de ce credem ce credem? Pentru că Dumnezeu există și nu tace. Știți de ce organizăm săptămâni de evangelizare și vă invităm să îi chemați pe prieteni în locul acesta la ser de vestirea Evangheliei? Pentru că Dumnezeu există și nu tace. Cuvântul Lui este clar în privința aceasta. Apostolul Pavel spune corintenilor așa de frumos, însă potrivit, fiindcă avem același duc de credință potrivit cu ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Dumnezeu vorbește, noi credem și spunem mai departe. Amin? Domnul să ne ajute la acesta.
În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre ultimul cuvânt al lui Dumnezeu, conceptul sau învățătura biblică despre revelație este foarte, foarte bogată, foarte importantă și foarte bogată. N-avem timp să intrăm în lucruri importante care s-ar putea spune despre revelația prin natură, prin conștiință. Cântarea fratelui Darius vorbea despre faptul că în glas de ciocârlii și în susuri de izvor și într-un amurg de soare superb sau un răsărit de soare la mare sau într-o floare frumoasă și în absolut tot ce ne înconjoară este frumusețea acestui Creator care s-a revelat. Cerurile declară slava lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să ne referim la acea revelație mântuitoare, acea descoperire prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu numai ca și Creator, ci ca și Mântuitor al nostru. Acea revelație specială, așa cum este numită, Dumnezeu a făcut-o în istoria sfântă a poporului Israel, a făcut-o în Vechiul Testament, a făcut-o prin proroci și ea a culminat cu cine? Cu cine? Cu Domnul Iisus. Seara aceasta ne vorbim despre ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Sunt lucruri cunoscute pe care le-am auzit de atâtea ori de la acest ambon, dar încă o dată spun, numai Duhul lui Dumnezeu poate să aducă prospețime inimii noastre acum când ne uităm la aceste pasaje și ne bucurăm de faptul că Domnul ne-a făcut parte să înțelegem că Domnul Iisus este ultima vorbire a lui Dumnezeu. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. După acest cuvânt, Dumnezeu n-a mai rostit niciun cuvânt în plus de revelație. Atunci încolo Dumnezeu ne călăuzește, ne dă călăuzire, dar nu revelație. Dumnezeu s-a revelat pe sine în mod final, total și irevocabil, în Fiul Său. Și dacă noi nu ascultăm acest cuvânt, ultima lui Dumnezeu, avem posibilitatea să alegem lucrul ăsta, dar o facem pentru propria noastră pierzare. Cum vom scăpa noi? Întreabă autorul în capitolul 2, vom ajunge acolo dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, față de acest ultim cuvânt al lui Dumnezeu. E bine, haideți să ne uităm pe scurt la ultima vorbire a lui Dumnezeu, Hristos Iisus, și să vedem modul în care ea este exprimată în Evrei, capitolul 1. Din toate o putem vedea importanța acestei vorbiri a lui Dumnezeu când punem sau când studiem sau observăm contrastul dintre vorbirea din trecut a lui Dumnezeu și vorbirea prin Domnul Iisus. Primele două versete ne confruntă cu această deosebire între modul în care Dumnezeu a vorbit în trecut și modul în care Dumnezeu a ales să ne vorbească acum, la sfârșitul zilelor, la sfârșitul istoriei, prin Fiul Său. Foarte interesant, autorul epistolei către evrei e extrem de zgârcit în cuvinte. Nu îi face nicio introducere, nu se prezintă pe sine, nu scrie către sfinții cu tare, către frații mei în credință, ar și pace de la Domnul Iisus, ci pur și simplu trece la subiect. Zice, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dumnezeu care există și nu tace. Dumnezeul care vorbește. Dumnezeul care a vorbit în trecut și Dumnezeul care a vorbit sau ne-a vorbit acum la sfârșitul acestor zile. Ideea este, ne-a vorbit la sfârșitul zilelor, la sfârșitul istoriei, la sfârșitul timpului. De aia e ultima vorbire a lui Dumnezeu. Observați puțin, foarte, foarte simplu, nu e nicio filozofie aici, să vedeți diferența între destinatarii vorbirii. Cine au fost destinatarii din trecut, cine sunt astăzi? Cui a vorbit în trecut? Părinților noștri. Mai niciunul dintre noi nu suntem evrei. Sau e careva care are descendenție evrească și vrea să-l cunosc, să-l binecuvintez. În mod special, dacă ești aici, Dumnezeu să te binecuvinteze. Am așa afinitate față de evrei mesianici care sunt speciali. Dar, dragii mei, din punct de vedere spiritual, noi avem o moștenire. Butucul nostru, dacă vreți, rădăcina noastră, măslinul nostru este poporul Israel. Așa că nu greșim cu nimic dacă spunem părinții noștri spirituali sunt părinții poporului evreu, patriarhi, amin?
Ei sunt părinții noștri, Dumnezeu le-a vorbit părinților noștri, patriarhilor și părinților poporului Israel în vechime. Le-a vorbit. Observați, la sfârșitul însă acestor zile, sau în zilele de pe urmă, în zilele sfârșitului, în aceste zile din urmă, Dumnezeu cui a vorbit? Nouă ne-a vorbit, da? Autorul caută să îi conștientizeze pe cititorii lui din vremea aceea, da? Dar e un cuvânt care a rămas pentru noi și el e valabil și în seara aceasta aș vrea să luați aplicația directă. Dumnezeu ți-a vorbit, mi-a vorbit, ne-a vorbit prin Fiul, pentru că această revelație nu este, dragii mei, doar manifestarea dragostei supreme a lui Dumnezeu, faptul că în Fiul Său Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump și ne-a dăruit revelația deplină. Cine l-a văzut pe El, l-a văzut pe Tatăl și tot ce era în Dumnezeu, toată frumusețea dumnezeirii a fost văzută în Domnul Iisus. Nu e doar manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Această ultimă vorbire ți-a adresată, ne-a fost adresată nouă și ne obligă să dăm un răspuns. Amin? Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu ne-a vorbit în trecut și la sfârșitul zilelor. Apoi Dumnezeu a vorbit în vremurile trecute, zice, în multe rânduri și în multe chipuri. În limba greacă, polimeros, polimeri, asta e ceva în chimie, dar ideea este în multe moduri și în multe rânduri, în multe vremuri și în multe moduri. O întreagă istorie a Vechiului Testament avem aici, nu? O istorie de aproximativ 1500 de ani în care Dumnezeu a vorbit în multe rânduri. A tot vorbit. Și când ei n-au vrut să asculte, le-a tot vorbit, a trimis proroci după proroci și ei au persecutat, i-au maltratat și Dumnezeu a continuat să le trimită proroci și să le vorbească. Până la Maleahi, ultimul proroc. Și apoi 400 de ani de tăcere și Dumnezeu a vorbit în mod final prin Fiul, în multe rânduri, în multe chipuri. Aici are de-a face cu varietatea revelație în Vechiul Testament. Dumnezeu a folosit mijloace diferite. Dumnezeu a vorbit poporului Său prin proroci care au compus Vechiul Testament, 66 de cărți. Au vorbit în numele Domnului, așa vorbește Domnul, dar au și scris cărțile acestea, care sunt o varietate de literară. Da? Din punct de vedere literar, avem aici legislație, primele 5 cărți ale lui Moise. Avem istorie, pentru cei pasionați de istorie. Avem poezie, pentru cei ce le plac ce poezia. Și nu numai. Avem literatură de înțelepciune. Avem profeție. În moduri diferite, un Dumnezeu care vorbește în multe rânduri și în multe chipuri. Care scop? Cu care scop? Care a fost scopul prin care Dumnezeu a vorbit prin proroci? Ce a vrut Dumnezeu de la poporul Său? Să fie auzit. Amin? Să fie auzit și poporul Lui să se întoarcă de pe căile Lui rele, să se întoarcă la Dumnezeu. În cartea Ieremia, Dumnezeu deplânge faptul că poporul Său a rămas nepăsător față de prorocii Săi. În Ieremia, capitolul 25, versetele de 4 și 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu v-a trimis pe toți slujitorii Săi prorocii, a trimis dis de dimineață, n-ați ascultat, n-ați plecat urechea să ascultați. I-au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are ea și la răutatea faptelor voastre veți rămâne în țara pe care v-a dat-o vouă și părinților voștri nu vă duceți după așa Dumnezeu, dar nu m-ați ascultat. Nu m-ați ascultat, zice Dumnezeu. Dumnezeu a trimis proroc după proroc și ei n-au vrut să asculte. Cât de mare a fost bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, vorbirile acestea, repetate, dese, în multe moduri, pe care Dumnezeu le-a avut în Vechiul Testament, ne arată importanța pe care Vechiul Testament o are pentru credința noastră creștină. Noi mărturisim și spunem că toată Scriptura este însuflată, inclusiv Vechiul Testament. Chiar dacă Vechiul este mai greu de înțeles. Chiar dacă citind acum, probabil ați apucat să citiți iarăși Scriptura, ați ajuns la pasaje mai grele.
Ele sunt acolo nu la întâmplare. Ele sunt revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit, le-a vorbit lor și continuă să ne vorbească și nouă. Aș vrea așa de mult ca să primiți drag de Vechiul Testament. Să ne îndrăgostim de faptul că în Vechiul Testament Dumnezeu a pregătit calea pentru Hristos. Dumnezeu prin imaginile, prin tipurile acelea, prin jertfe, prin umbrele acelea, Dumnezeu a pregătit calea pentru împlinire. Dar apoi, spune, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. După ce a vorbit prin proroci, trimișii Lui, mesagerii Lui, purtătorii Lui de cuvânt, Dumnezeu a făcut ceva extraordinar. A hotărât să vină El în mijlocul oamenilor și să le vorbească direct. Asta-i sensul. I-a vorbit prin Fiul, care este una cu Tatăl. Co-creator cu Tatăl a cerului și a pământului a universului și moștenitor a tuturor lucrurilor, în persoana Fiului Său, Dumnezeu a venit să vorbească. Și Domnul Iisus spune, cuvintele mele nu sunt ale mele. Tatăl mi le-a dat. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Credeți aceste lucruri, pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Ei bine, după ce am văzut contrastul acesta între vorbirea trecută și vorbirea prezentă și am înțeles că în final Dumnezeu a hotărât să se reveleze pe deplin, venind prin Fiul în mijlocul nostru, am vrea acum să ne uităm puțin mai serios la caracterul special al vorbirii prin Fiul și să vedem câteva afirmații, va trebui să trecem mai rapid, fundamentale despre Fiul vis-a-vis de Tatăl. Întâi de toate, Fiul, observați în versetul 2, Fiul are o relație unică cu Tatăl. Ne-a vorbit prin Fiul, nu ne-a vorbit printr-un slujitor al Său, printr-un trimis. Ne-a vorbit prin însăși Fiul Său, unicul Fiu al lui Dumnezeu. Singurul care era în sânul Tatălui, cel deopotrivă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, din veșnicie în veșnicie, Fiul prea iubit, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile. Nimeni altul n-a avut o relație așa de specială cu Tatăl, ca și El, și prin El Dumnezeu a ales să ne vorbească. El este participant la creație, prin care a făcut și veacurile. De fapt, termenul folosit aici este a făcut lumile, toate lumile, lumile văzute și cele nevăzute. Universul material și imaterial, macrocosmosul și microcosmosul, lumea angelică, îngerii care domnesc, care sunt în ceruri, oștirile cerești. Fratele Dan a citit din Coloseni, capitolul 1, prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Nu numai că toate au fost făcute prin El, toate se țin prin El. Uitați-vă, vă rog, la versetul 3. Toate ține, Fiul acesta ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Sale. Știți ce ține galaxiile în ființă la momentul acesta? Știți ce ține planetele pe orbita lor, pământul pe orbita lor, procesele naturale în desfășurarea lor, în derularea lor? Știți ce ține pe tine în momentul acesta? Știți ce te ține și îți dă următoarea, bătaia inimii? Fiul, prin cuvântul puterii Lui. Și dacă azi dimineață te-ai trezit viu și sănătos, e pentru că Fiul te susține prin cuvântul puterii Lui. Glorie Lui! Fiul are o relație unică cu Tatăl. Fiul este reprezentarea exactă a Tatălui. Spune aici, oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Două expresii foarte frumoase. Oglindirea slavei Lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, da? Nimeni nu l-a văzut pe Tatăl vreodată. Dar Domnul Iisus este oglindirea, reflectarea gloriei ascunse a Lui Dumnezeu. Și de aceea cine îl privește pe El, îl vede pe Tatăl. El este întipărirea ființei Lui. E un termen. Am mai spus lucrul acesta, caracter, în limba greacă. Termenul caracter are o conotație sau o origine etimologică interesantă. E vorba de
un sigiliu aplicat în roșit, aplicat în ceară. Imaginea de pe sigiliu se întipărește exact în ceară. Domnul Iisus este întipărirea, manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui, reprezentarea exactă a Tatălui, 100%. De aceea Domnul Iisus, când a venit pe pământ, n-a dat oamenilor prin venirea lui în mijlocul nostru o altă imagine, o imagine greșită, cât uși de puțin greșită, a ce este Dumnezeu. El l-a reprezentat pe Tatăl. Fiul a venit să realizeze planul Tatălui. Spune aici, a făcut curățirea păcatelor. Care a fost planul Tatălui pentru care Fiul a venit? Pentru ce l-a trimis Tatăl pe Fiul? Să rezolve mântuirea. Să rezolve cea mai mare problemă, păcatul. Să distrugă pe diavolul și lucrările lui. Și Domnul Iisus spune, a făcut curățirea păcatelor. O dată pentru totdeauna, și vom vedea în capitolul următoare ce glorioasă este lucrarea de pe cruce. Și apoi, Fiul este reprezentantul nostru la dreapta Tatălui. Așezut la dreapta măririi, în locurile prea înalte. Nu este, frați și surori, Domnul Iisus nu este descris aici ca unul care a așezut la dreapta. Adică s-a așezat. După ce a împlinit lucrarea, s-a așezat. Slăvit să fie Domnul. El e acolo ca marele nostru preot. Pe pământ a venit ca trimisul lui Dumnezeu. În cer s-a înălțat ca reprezentant al nostru, ca înainte mergător al nostru, ca preot al nostru. Prorocul e omul prin care Dumnezeu vorbește oamenilor. Preotul e omul care reprezintă pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus s-a înălțat la dreapta măririi să fie reprezentantul nostru. El a luat cu el umanitatea noastră, a rămas om. A rămas om glorificat. Și el are trup glorificat. Într-o zi îl vom vedea. Și apoi zice, Fiul a primit un nume mai glorios decât îngerii. A ajuns cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Filipeni 2:11, numele lui Iisus să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească spre slavă Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. El a primit un nume mult mai glorios. Haideți să ne uităm acum la ultimele versete care vorbesc despre Domnul Iisus în raport cu îngerii. De ce autorul credeți că introduce pe îngeri în ecuație? Pentru că în dorința lui de a arăta superioritatea Domnului Iisus față de tot, el a vrut să arate că față de cele mai înalte ființe spirituale, ființe create, Domnul Iisus este superior lor. Îngerii aveau un rol important în credința evreilor, mai puțin saducheii, dar restul evreilor toți credeau în îngeri. Îngerii au fost instrumente ale revelației. Ne spune aici, în capitolul 2, versetul 2, cuvântul vestit prin îngeri. Cine a adus legea pe muntele Sinai? Cine efectiv a fost transmisă legea de la Dumnezeu? Spune cuvântul, prin îngeri. Astăzi există o fascinație foarte mare în lume cu privire la îngeri. Mai ales în America, în anii trecuți, a fost o adevărată obsesie cu privire la îngeri. Filme peste filme, Hollywood-ul turna filme cu îngeri, Touch by the Angel și alții, numai îngeri, hituri muzicale care vorbesc despre întâlniri cu îngerii, tot felul de bibelouri, tot felul de articole de artă cu îngeri, mișcare New Age, noua eră, proslăvește sau caută să inducă închinarea la îngeri. Cineva m-a întrebat, frate Marius, e greșit să învăț pe copilul, pe nepotul meu, îngerașul meu? A spus, da, e greșit. Nicăieri în Scriptură nu ne îndeamnă cuvântul Dumnezeu să învățăm pe copii sau noi să practicăm închinarea la îngeri. Cineva a spus, ne fascinează subiectul ăsta îngerilor și am vrea să știm, avem fiecare dintre noi un înger păzitor? Probabil. Îngerul Domnului da. De câte ori, da. Da. Mai ales frații șoferi, da? Dar aveți grijă, apropo de cam peste 100, cât să zic, 20, să fie mai... Da. Îngerii
Dar au fost situații, vă spun, care nu le pot explica decât prin intervenția îngerilor. Ne-am dorit să știm mai multe despre îngeri. Însă se pare că Scriptura ne dă câteva lucruri vis-a-vis de acțiunile lor. Prea multe lucruri și adevăruri nu găsim vis-a-vis de îngeri și totuși. În comparație cu îngerii, Domnul Iisus este net superior. Uitați-vă, vă rog, îngerii aduc cinste, Fiul primește cinste. Asta e diferența. Căruia dintre îngeri a zis, el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și când aduce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. De fapt, îngerii lui Dumnezeu au fost ființe închinătoare de la început. Citiți, vă rog, Psalmul 145, 148. Lăudați-l, voi, stele luminoase, îngeri care locuiți în întinderea cerului, lăudați-l, oștiri cerești. Când au fost dezgolite temeliile pământului, spune Scriptura, stelele dimineții, îngerii, tresăltau în cântări de bucurie. Ei s-au închinat și au știut tot timpul rolul de închinători, adevărați îngeri. O, Satan, îngerul ăla altăla, vrea închinare. Dacă te închini, a avut tupeu și obrăznicia să-l confrunte pe însuși Domnul Iisus. Dar în îngeri adevărați nu primesc închinare. Ioan a vrut să se închine unuia dintre îngeri și îngerul a spus, păzește-te să faci lucrul acesta, eu sunt împreună rob, slujitor, închină-te cui? Lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus primește închinare, toți îngerii să-i se închine. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Amin? Îngerii sunt creați, Fiul este Creatorul. Versetele 7 și 10 despre îngeri, din vântul face îngeri de al Lui și dintr-o flacără de foc slujitor al Lui. Apropo de rugăciunile, Stas, mă aduc aminte de o soră dragă de la mine, de la țară, de la Gruni, tare dragă, au plecat la Domnul, urmă cu mulți ani, dor să mă întâlnesc cu sfinții Domnului care s-au dus și au rămas credincioși, dar ea era cunoscută prin faptul că aproape în fiecare rugăciune îi plăcea să citeze din Scriptură, din Psalm și spunea, o, Doamne, Tu care faci din vânturi robe ai Tăi și din flăcări de foc slujitori ai Tăi. Doamne, Tu poți să schimbi și inima lui soțul meu. Și Domnul a ascultat-o și i-a schimbat inima. Dumnezeu are puterea asta să facă din vânturi, din flăcări de foc slujitori ai Lui. Dar zice, Fiul i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeu este din veci de veci. Psalmul 45 și apoi Psalmul 110, șezi la dreapta mea, Domnul a zis Domnului meu, Fiul este Creatorul. Îngerii au început, Fiul este veșnic, pentru că sunt ființe create, normal că au început, dar iată Fiul, la început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul, cerurile sunt lucrare mâinilor Tale, ele vor peri, dar Tu rămâi, toate se vor împlechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta, vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Evrei 13:8, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. El împărtășește eternitatea. Și apoi încă un contrast și cu asta vreau să închei. Îngerii sunt slujitori. Îngerii sunt slujitori. Fiul este destinat să domnească. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Ce frumoasă descriere a lucrării îngerilor. Au îngerii care sunt superior nouă, în inteligență, în putere, în multe lucruri. Spune, sunt duhuri slujitoare, sunt la dispoziția stăpânului, a capitanului oștirii, a lui Jehova Savaot, ca să împlinească o slujbă pe lângă noi, îngerii, agenții secreți ai Dumnezeu, care ne păzesc în primejdie. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Îngerii sunt la dispoziția noastră a celor care am moștenit mântuirea. Dacă îngerii sunt la dispoziția noastră acum, noastră, a oamenilor care am moștenit mântuirea, care o fi relația lor cu Fiul, dacă nu o relație de ascultare? Fiul domnește. Fiul domnește la dreapta Tatălui. Niciunul din îngeri n-a primit promisiunea aceasta, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale. Sunt tot felul de citate din Vechiul Testament în care poate n-am avut timp să intrăm, sunt așa de frumoase, dar cred că lucrurile sunt clare. Iisus Hristos este ultima
vorbire a lui Dumnezeu, ce aplicații pentru noi, să prețuim orice vorbire a lui Dumnezeu. Amin? Și în mod special să prețuim Vechiul Testament, pentru că Dumnezeu a vorbit. A vorbit în Vechiul Testament, e adevărat fragmentar, în multe rânduri, în multe chipuri, dar e același Dumnezeu care ne-a vorbit nouă acum, e Dumnezeu care a vorbit și în vechime. Și Vechiul Testament are importanță. Amin? Apoi vorbim despre îngeri, să mulțumim Domnului pentru lucrarea îngerilor, pentru slujirea lor, trimiși să împlinească omenire pe lângă cei ce capătă mântuirea. Dar cea mai mare aplicație, de departe, a lecției din seara aceasta este: dați cinste Fiului. Amin? Psalmul 2. Psalmul 2. Acum, dar, împărați ai pământului, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cei ce se încred în El. Amin. Dați cinste Fiului. Nu numai cu vorba, nu numai cu cântarea de laudă, ci cu o viață care să-L proclame pe Hristos ca Domn. Amin. Picioare, ne unim și citim împreună, bine? Dați cinste Fiului să nu se mânie, să nu periți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se cred în El. Un frate și o soră, cu voce, dați cinste Fiului. Nu am putea să venim înaintea ta, Tatăl nostru, în seara aceasta, decât cu laudă și cu mulțumire pentru măriță-vi, Doamne, pentru felul minunat în care mi te-ai descoperit prin Domnul Iisus Hristos. Ne-ai arătat slava ta, ne-ai arătat frumusețea ta, ne-ai vorbit. Mulțumim. Doamne, mulțumim frumos că ne-ai deschis urechile ca să auzim glasul Fiului. Mulțumim. Și mulțumim că prin auzirea acestui glas, Doamne, am primit mântuirea și ne-am pocăința și împăcarea cu Tine. Doamne, Te rugăm frumos, dă-ne înțelepciune să fim ascultători de glasul Tău întotdeauna. Amin. Am vrea să te cinstim cu trăirea și cu viața noastră, de aceea în mâna Ta ne credințăm ca biserică, Doamne, și Te rugăm frumos, binecuvintează-ne cu un duh de pocăință, Doamne. Amin. Un duh de ascultare, Doamne. Și un duh, Doamne, care să te ducă cinstire în numele Tău. Amin. Am vrea ca prin trăirea noastră să dăm cinste Ție. Am vrea ca Tu să te uiți la noi, Doamne, cu bucurie. De aceea te rugăm frumos, continuă să ne vorbești. Amin. Și dacă cumva, Doamne, am alunecat, și dacă cumva, Doamne, am adormit, și dacă cumva, Doamne, suntem încăpățânați în umblarea noastră și în neascultare, Doamne, nu ne abandona. Amin. Te rugăm frumos să ne binecuvintezi, Doamne, și în seara aceasta la despărțire, și Îngerul Tău să te vărască în jurul nostru. Mulțumim. Amin. Frumos pentru paza, pentru protecția, pentru binecuvântarea Ta. În mâna Ta ne-am încredințat și mulțumim frumos că ești Dumnezeul care ai promis că ne porți până la capătul vieții noastre, dacă vrem să stăm în mâna Ta. Mărturisim în seara aceasta că noi și casele noastre vrem să rămânem de partea Ta. Amin. 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 Aleluia. Izbăvirea numai la Tine este. Da. Mulțumim din toată inima pentru ce faci, pentru modul Tău de a lucra, pentru bunătatea pe care ne arăți, pentru îndurarea de care ne faci parte, pentru milostivirea Ta și pentru că n-ai terminat în noi lucrarea, dar vrei să o termini. Amin. Și să vă șire din pricina numele Tău, Mare și Sfânt, în care ne încredem. Amin. Amin. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Amin. Amin. În numele Fiului adunarea este liberă.